așa zisele regimuri alimentare care sunt date și niciunul nu este fiziologic. Niciunul nu este fiziologic. Fiecare bate pe o anumită linie cu efecte imediate, dar nu statornice. Dar nu statornice. Bineînțeles că dacă mănânc numai carne în fiecare zi, după o săptămână îmi pierde cheful să văd carnea și bineînțeles că mănânc din ce în ce mai puțin și o să dau... Dar cât mă ține acest lucru? Până la prima ieșire în oraș și mi-a făcut poftă o fasole cu cârnați. Și de-n clipa aia am stricat tot edificiul. Aici trebuie o educație profundă a unei alimentații complete din punct de vedere energetic și a componentelor sale, dar nu extremistă, nu extremistă, așa cum la ora actuală se vorbește, totul este prost, totul este, nu este bun de mâncat, nu, nu, nu. Înseamnă că de când există omul pe pământ, niciodată n-a mâncat corect. E, nu e așa. Pentru că și alimentația este, cum să spun, paralelă ca evoluție cu evoluția individului și a societății. Cât adevăr și cât fals e în mitul că abandonul fumatului te îngrașă și că dacă fumezi, slăbești. Niciuna, nici altă. Adică, nu slăbești dacă te lași de fumat, dacă te apuci de fumat, nu te îngrași dacă te lași de fumat. Totul este... Eu m-am lăsat de fumat de 15 ani. N-am luat un kilogram. Pentru că există ideea asta că să înlocuiesc țigarea cu ce. Și nu știu de unde s-a ajuns la ideea cu bomboane. Și bineînțeles, cantitatea de glucide și de zahăr pe care o aduci în organism depășește necesarul. Al doilea lucru, nu mai știi ce să faci cu mâinile. Ai avut acest obicei ani de zile și trebuie să cauți altceva să înlocuiască tipul de mișcări, etc. Așa, și probabil că îți găsești satisfacția mâncând bomboane, covriși sau nu știu mai ce lucruri de astea. N-am luat un kilogram din contră. Am dat în greutate în timp. Bine, am și vrut să dau jos după mine. Nu consider fumatul sub nicio formă. A, poate intoxicația cu nicotină să fie un factor care să nu să te slăbească, dar să fie un fel de factor agresiv asupra organismului de și dispariția acestui... E prea mare preț. A, bineînțeles că e prea mare preț. Și dispariția acestui factor agresiv să-ți dea o stare de bine și tu la această stare de bine să fii un pic mai lacom decât erai înainte. Pentru că am întâlnit și în invers oameni care n-au fumat niciodată și au văzut pe internet, mărturisit pe forumuri, că au început să fumeze ca să-l ajute la... Slăbici, nu, este o istorie falsă care duce de la un viciu la alt viciu. Ești... Trebuie să ținem minte că obezul este un sinucigaș sătul. Am spus-o și o repet încă o dată. Și dacă vreți, la toate regimurile astea care sunt în toate revistele și în toate cele, cred că cel mai bun regim sunt două linguri mai puțin și doi pași mai mult. Și asta e în final, dacă vreți, filozofia scăderii în greutate. Există o psihologie anume a obezului? În ce sens? Bineînțeles că obezul este un epicurian. Un tip care îi place să mănânce. Și prin antrenament, de la o cantitate normală, să-și satisfacă gusturile, etc., începe să depășească. La faptul că obezitatea generează anumite complexe, o izolare socială... La început, obezitatea, supraponderabilitatea nu este încă un factor de stres, etc. Dacă se ajunge la obezitate în care BMI-ul este în jur de 30 sau merge spre 40 încolo, devine una dintre problemele psihice foarte importante. De ce? Pentru că ea este însoțită, pe lângă elementul estetic, care nu mai e
deloc plăcut, încep complicațiile și patologia care îl deranjează azi un pic, mâine mai mult. Dispare comoditatea vieții. Exact, confortul vieții este dificil. După aia apar tulburările de dinamică sexuală. Cu lăriciu. Exact, astea sunt. Disfuncția erectilă, mai ales la bărbați, este foarte frecventă la și este motivată în aceste lucruri, infertilitatea și toate aceste lucruri duc la... Infertilitatea la bărbați sau la femei? Sau la femei, păi discutăm și despre unii și despre alții. Dacă sunt amândoi obezi, mă rog, două nevoi pun sac de foi. Dar când unul e obez, celălalt e normal, încep lucrurile să ducă la niște contradicții între parteneri care nu sunt chiar foarte plăcute. Eu am vorbit cu un obez. Bine, aici se pot discuta foarte, foarte multe lucruri. Pornind de la confortul actului sexual, de viață, în 1000... Nu mai știu exact, nu. Dar să zic că era în jur de 1980-81. Ne-a venit un caz de 220 de kilograme, interesant. Ce era curios, că venea din pușcărie, unde intrase cu 80 de kilograme, dar când a intrat în pușcărie, declarația bolnavului, ceea ce spun acum, și am simțit că m-am schimbat psihic. Am avut senzația că o să mor de foame. Și acest lucru m-a făcut să mănânc tot ce mi-a ieșit în cale. Și mi s-a dat mâncare normală pentru un om. Dar eu mâncam dublu, mâncam triplu, mâncam și cojile de cartofi, pentru că aveam ideea fixă că o să mor de foame dacă sunt în pușcărie. Există... Și după 3 ani de pușcărie ajung la 220 de kilograme. Atunci a fost făcut pentru prima dată în țară la noi de profesorul Șuteu și doctorul Bucur, fostul director de la Spitalul de Urgență, au făcut primul bypass gastrointestinal. Dar pe metodele de atunci. A slăbit omul foarte mult, a ajuns aproape la greutatea mai normală. Mai i-au îngustat stomacul. Nu numai, nu, a tăiat o bucată. Rezecție. Atunci era cu rezecție, era o metodă foarte agresivă, dar care a tras după sine niște tulburări psihice sau i-a accentuat tulburările psihice pe care le-a avut. A devenit un tip retras, un tip depresiv, un tip nu știu ce, care s-a fructificat prin aceea că s-a călugărit. S-a ajuns călugăr? Deci, de la hoțul la care a ajuns în pușcărie... Slab sau călugăr gras? Avea în jur de 100, dar nu mai avea 220. Așa. Deci vreau să-l vedeți complexul foarte în care se derulează asemenea lucruri. La ce lucruri psihice poate să ducă? Adică sunt lucrurile... E primul caz care m-a impresionat. Că la endocrin a fost internat la mine. De-aia cunosc toate datele și noi de la ENA i-am lămurit să treacă la acest, care pe vremea aia să făceam puține locuri, Suedia și nu știu pe mai unde. S-a renunțat la tipul de metodă tocmai prin starea de depresie pe care o provoca. Și asta ne arată că e un argument în plus că aceiași neurohormoni care i-am în cap, îi am și în mațe. Și când se spune că fericirea trece prin burtă, este autentic.